ipotezi incendiar în cazul conflictului din Siria, Ruil ar fi luat pe Bashar al-Assad. Răspunsul Moscovei. Potrivit unor informații lansate de Sky News Arab, resublinierea l-ar fi extras pe al-Assad din Damasc. Bashar al-Assad ar fi părăsit palatul său din Damasc, însoțit de un convoi militar rusesc, de teama unor posibile atacuri din partea forțelor aeriene occidentale. Moscova a invitat de mai multe ori forțele occidentale la moderație, subliniind ce ar trebui să evite întreprinderea de acțiuni care ar putea destabiliza ulterior cara aflat în război. Potrivit Sky News Arab, acest scenariu ar fi fost lansat pentru a crea panic printre sirieni, subliniere ise, îi demoralizeze. Moscova dezminte însă informația. Dimitri Sabin, coordonator al grupului parlamentar rus de contact cu Parlamentul sirian, susține că Bashar al-Assad, sublinierea ei, familia sa sunt în la Damasc, anume realitatea net. Pentru Moscova, apropierea de Siria a avionului de vânătoare american este semnalul unei escaladări a situației, sublinierei poate fi văzut ca un element de intimidare, chiar dacă Statele Unite nu vor îndrăzni să lovească Siria în mod deschis, mai ales din pricina prezenței submarinelor ruse în Mediterană.